distractive și de alt gen. Pentru nerespectarea legislației privind fumatul în mijloacele de transport și locurile publice mai sus menționate, persoanele fizice se vor sancționa de către Ministerul Afacerilor Interne, conform prevederilor articolului 91, indice 1, alineatul 18 al codului contravențional, cu amendă de la 1000 până la 1400 lei. Persoanele fizice sau juridice care vor admite fumatul în locurile publice se vor sancționa de către Ministerul Afacerilor Interne conform prevederilor articolului 91, indice 1, alineatul 16, cod contravențional, respectiv pentru persoana fizică amenda va fi de la 2600 până la 3000 lei, iar în cazul persoanei juridice amenda va fi de la 9 la 10.000 lei. Conform prevederilor